Cristina, lucrăm în sesiunea asta, curățăm casa în cuței. Da. Voi număra de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic, partea subliminală a în cuței. 1, 2, 3. Vedeți în fața mea și mă examinează. Da. Mi-a spune cine m-a adus aici și în ce scop am atins-o. Da. Am identificat-o. Are un fel de batic legat și aruncat așa pe spate, ca soacrele alea de poveste. Da. Este cum este ea în viața asta. Are trăsături frumoase ca femeie la față. Și spun că am venit să lucrăm un pic și cu ea și pentru ea și am venit să ne uităm un pic la, din Din punct de casă. vedere ezoteric, la casă, ce se întâmplă, da? Bun, de cum am intrat și am examinat-o, am observat în partea de nord-vest a casei, deci este un nod harman. Și n-am avut cum să vă spun. Deci, deja m-am dus pe el cum ar veni Da. să-l studiez îndeaproape și mi-au venit informații că aceste noduri sunt locuri unde sunt sau au fost cuiburi, așezări reptiliene, da? Da, Și am că mai sunt, vorbit odată, am mai găsit Chris într-o da, secțiune. și că sunt anomalii geodezice care nu ar trebui să existe, da? Care frânează fluxul normal de energie, da? În plus, deci, uite, în universurile care au fizicitate, deci materia este ținută în forme, așa, deci în forme fixe, da? În tipare, Da. așa, de niște forțe electromagnetice, da? E, perturbarea aceasta a practic câmpului morfic care ține forma respectivă în tiparul geometric, Da, respectiv. da, așa, deci este modificată, da? De nodurile astea, Da, din nodurile astea karma. Harman. adică, da, adică dacă corpul, celulele din corp până la urmă sunt ținute la o altă și de energia sufletului, ceea ce se întâmplă de jur împrejur, este cumva defect, știi? Da. De aceea, uite, poate că nici animalele nu duc foarte, foarte bine, nici planurile care le fac oamenii respectivi. Adică totul este oscilant, supus acestei energii, da? Este o energie. Știi că la calculatoare, la laptopuri este o bandă așa de plastic lată, știi, cu firișoare care este îndoită. Nu Da, știu prea multe detalii nici eu tehnice nu să știu. numesc exact această porțiune. Ea așa arată, așa se revarsă, da? Deci este ca un val alb, aparent alb, dar nu este un alb curat, ci un alb murdar. Și sunt firișoare care parcă sunt ca ața de mărțișor. Deci o părticică este argintie, una roșie, una argintie, una roșie, deci asta este un fir, altul una este argintie, albastru, argintiu, albastru și apoi argintiu verde, argintiu verde, știi? Deci dungate, cum ar veni. Da. Așa apar. Mai degrabă, deci, par să fie pachetele informative care sunt ținute de energia aceea gri, din care până la urmă, dar în amestec cu altceva, este și patul respectiv, valul pe care sunt circulă aceste dungi energetice. Așa. Ți-am spus că am văzut deja conturându-se înainte de a începe înregistrarea, dar am văzut o siluetă a care hologramă juca, Da. adică era, apare aici ca umanoidă, ca o femeie, nu umană, pentru că Da. diferă, adică
Nasul este cumva ca unui câine, să spunem, da? Ca, Cârn, așa. dar mai degrabă ca une șopârle, pentru că este reptiliană, Aha. de fapt și de drept, știi? Adică are o fizionomie aparte. Da. Da, partea subliminală, na, neavând, cum să spun, conștientizarea necesară, O vede. în momentele când îi pere hologramă, nu o vede deloc. Ah. Așa. Acum că i-am spus, deci, cum să spun, a intrat pe banda informației mele și o vede așa cum arată, da? Deci, acolo unde stă, ea stă ca pe vine, știi cum stai pe vine, pe o piatră cu Da. genunchi în mâini, așa, și clipește, clipește foarte des și stă exact pe acel nod, ca și cum ar vrea să-l Pe ascundă, o, da? da, să-l ascundă. Știi, să nu-l vedem. Când a văzut că ne apropiem de ea și i-am cerut mental părții subliminale să se apropie, să o identifice cu curaj, pentru că este cu mine, da? Așa, atunci i-a făcut acest gest, da? Adică s-a pus pe vin. Da. Ok. Ca și cum s-ar gândi. Păi să întrebe partea subliminală, Cristina, de ce s-a pus așa? Ce, să se dea la o parte, ce clocește acolo? Ce ascunde? El spune că este impropriu spus clocește, Da. practic așa cum, să spunem, noi ieșim la soare pentru că ne luăm substanțe, da, care ne trebuie, care ne intră prin piele și așa mai departe și ne hrănesc celulele, așa are și ea nevoie de energiile acelea de acolo. Am înțeles. Deci ea practic se regenerează acolo, stând pe nodul ăla. Da, adică este o zonă energetică care îi face bine. Și zic, am impresia că nodurile astea, zic, pot fi, uite, nodul ăsta este format din 5 brațe, da? Dar aceste 5 brațe ajung la nod ca 3, da? Două Da. dintre ele mai au ramuri. Mie îmi face impresia că este o cale subterană de transport peste apa energiilor, da? Iar aici se amestecă, se împletesc și hrănesc, țin în viață, cum ar fi baza respectivă, da? Este ascunsă de o hologramă, se vede, se vede, da? Bine, trebuie să precizăm că baza reptiliană nu există în timpul nostru, ci într-un alt timp, dar nodul Hartmann există și atunci și acum. Deci nodul Harman, cum înțeleg eu, ține loc de portal între baza din timpul ăla Nu, și. nu, Nu? Nu. nu, nu, N-are nu, rolul ăsta. nu, nu, dar se deschid mai ușor portaluri prin aceste noduri, da, anomalii. E acolo Ok, deci cumva, asta reptiliană, cumva, Chris. da, deci liniile de timp și spațiu sunt cumva curbate, Da. deci parcă se scurg când te uiți de deasupra într-o gaură, înțelegi? Așa, când te uiți de dedesubt, deci vezi ca un turbion. Și chestia aia care am descris-o mai devreme cu dungile energetice. Când te uiți din jos, așa, deci vezi ca și cum s-a ridicat de acolo, știi? Vreau să spun că sunt 8 densități în care se adună energie aici, în acest nod. Deci, din 8 densități și, deci, din prezent, de acum, de aici, acolo unde este timpul și densitatea bazei, unde există, așa și din altele. Deci fiecare cu timpul spațiului curbat, da? Da. Cristina, m-a interesat de ce reptiliana stă aici și deasupra, deci deasupra nodului, în acest teritoriu și nu stă. De ce a plecat din bază? Deci ce face pe aici? Ce Pentru că treburi are? deci a știut, a primit informația că se face Curăță acțiunea casa. asta. Da, da. Și atunci el stă de pază sau ce? A venit să întâmpine. Da, a venit să întâmpine și eventual să discute, adică să convingă partea subliminală că de fapt nu afectează cu nimic. Am înțeles.
Partea subliminală, a înțeles că aici e o problemă cu nodul ăsta? Din ce ai spus? Da, percepe ca o energie sănătoasă. Da. Percepe ca o energie nebenefică. A, ca o energie de, de tragere, spune, și a sevei din ea, așa spune partea subliminală. Și spune și câteodată o energie grea. Deci este, spune că simte că ies mirosuri, ies lucruri pe acolo, ies energie, ies... Și altceva ce le mai fac în membrilor casei? De exemplu, dacă poate să asocieze cu ceva, partea subliminală, influențe? Da, îi perturbă câmpurile soțului. Da? Cumva el este mai sensibil, da? Uh-huh. Îi creează un fel de coajă de frică, să spunem, da? Și atunci el simte nevoia să apeleze la ajutor din afară, da? Da. Care ajutor din afară poate să fie și un pahar de ceva ca să-l, să-i dea curaj, cum ar Curaj. veni. Pentru lucrurile astea, tot ce, ce resimt, da? Această familie, partea subliminală vrea să începem investigația legat de nodul ăsta, Harma, Da, să vedem. deci, da, sigur, deci nu s-a arătat a fi nebenefică. Mai mult decât atât, vin niște energii de sus, de peste casă, cum ar veni. Așa, deci le simt ca energii electromagnetice din aer, de la aparatură de asta, știi? Cum, nu musai 5G, dar un 4G este. A, zici tu de la antenă. Da, de la antene, perturbări, unde? Da. Dar... Oricum, câmpul nu mai este. Tot Terra, da? Tot spațiul aerian este și... Electroni grupați în forme ciudate, da? Deci îngreuiază, cum să spun, corpurile în primele patru nivele. Până la nivelul 4 inclusiv sunt greoiate corpurile. Deci noi suntem, arătăm practic când intrăm în influența acestor corpuri ca și cum ne-ar scurge, suntem greoi dacă nu știm să În ne facem influența acestor câmpuri, da, da? La da, asta. da dacă n-am Adică te sistem. referi tu corpul 4, te referi la până la chakra 4? Nu, mă refer la până la al patrulea nivel de corp care l-am care l-avem, ce legătură are chakra cu Ah, păi nu corpul. știu, că nu... Păi N-am înțeles. patru corpuri, da, patru Da, corpuri. ai zis că am Deci înțeles am, acum. stai, stai, Te stai să referi... explic. Am zis așa, că în fiecare nivel ne îmbrăcăm cu o haină, cu un Da, corp, da, da? da, da, da. Și dacă Nu știu sunt acum la ce patru, te-ai referit. primele patru, deci până la nivelul patru. Asta înseamnă până la corpul patru, da? Așa. Trecem la acțiune. Încă se mai teme partea subliminală de reptiliană și reptiliana, cum să spun, când se uită, s-a uitat la ea direct că ea este aici cu noi, se mai uită în răspăr și la ceilalți, cum ar veni, unde se află ei, așa. Deci pe el îl bagă mai puțin în seamă pe partea subliminală a lui Vasile, știi? Dacă... Așa, ar fi o cantitate neglijabilă Da. care se lasă pradă vicilor, știi, că... Adică Și este ușor de manevrat, da? Deci nu le mai pune slab probleme. un pic. Da. Da, mai slab un pic. Și deci prinde un pic de tupeu, să spunem, de curaj. Nu știe pe semne, deci, cum să spun, ea este dedicată numai interferărilor, cum sunt alte reptile prin programe familiarizate cu părțile subliminale, cu ideile, cu energiile, cu mințile și așa mai departe, ea făcând parte din alt fel de program și știe, dar și nu știe cum se întâmplă, practic, confruntarea cu atâtea părți subliminale deodată. Deoarece, deci eu sunt cu partea subliminală aici, lasă spectatorii care sunt în mod... Da. Lasă partea subliminală a sorei care este în Skype cu noi, da? Lasă a ta, lasă a lui Crăciun, lasă prietenilor Da. Crăciun și copilor ceilalți și Vasile, deci suntem destul, Da. chiar dacă nu suntem în primul plan, înțelegi? Plus ceea ce este în legătură cu noi și practic invităm fără să dorim, să spunem, adică cu cine ești tu, de exemplu, în conexiune mai bună, așa și conștiința persoanei respective a auzit și este interesată de o investigație, ea nu vine aici înăuntru pentru că
este îngrădit, am spus Dar de atât ori. deschide canalul, Dar, da? da, dar se uită cum ar Da. veni, da? Ca și cum te uiți printr-un binoclu de la depărtare. Da. Dar vezi destul de clar. Deci e Așa. cam încurcată reptiliana, doamna reptilian. Da. Adică, de obicei, ea a lucrat în situații în care erau 7-8 reptilieni și o parte subliminală. S-a trezit într-o situație X. Invers. Da. Hai să Și. întrebăm cum o cheamă, Cristin. În primul rând. Deci o cheamă SNE. SNE. Da. Și Sânăie. da, și adaug Sezex. SNE-Sezex. O cheamă, da? SNE spune să-i o numim, da? SNE. E greu numele ei pentru, Noi. zic, la că-l chemăm pe ăla de pe net, care are limbă de șarpe ca să vorbească cu tine. Anules, știi, Da. tatuatul ăla. Așa zic, trebuie să avem limba despicată, nu? Așa. Deci ea, practic, e trimisă aici să vadă ce se întâmplă, da? Și să raporteze la șefi. Nu, e trimisă direct să negocieze cu noi. Da? Da, deci știi că ei au puterea de a se uita cu un pic înainte, cum să spun, cei care sunt dosariați și au încă, nu sunt stăpâni, știi, pe Da. cunoașterea lor de plin conștienți ca noi și deci să se cunoaște reacția, știi, aproximativă în următorul timp, imediat, ori se pot uita un pic în viitor, cum ar Citesc veni. parametrii la momentul Da, actual așa și și calculează preconizez. o Da, 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 probabilitate, da? da, da, da. Da. Ok. Păi, hai să negociem, să vedem ce, adică să ne spună ce vrea, ce să negociem, nu că De negociem pe noi. asta, deci eu asta vreau să spun, să anulează. Anulez, Pentru, da, deci dacă noi nu nu vrem să negociez, negociem, da. pentru că pe mine practic nu mă privește partea asta, da? Deci eu nu am ce negocia. Eu am venit aici să mai îndrum încă o dată partea subliminală la cererea sorei ei, da? Să o ajutăm să se simtă practic foarte bine în casa ei, fără să simtă energiile grele, fără să simtă iritare între membrii familiei, da? Fără să simtă că proiectele ei parcă sunt blocate undeva și viața are un sens ciclic, că tot ce a plecat revine iar și așa, așa mai departe. Plus alte senzații, plus senzația de greutate, plus mirosuri străine, plus, Plus, plus. da, și ceea ce se întâmplă, da? Și deci se spune partea subliminală că acum a înțeles ceea ce este, practic este un paznic de nod, da? Da. Un paznic căruia i s-a abrogat și rolul de negociator, da? Și se spune partea subliminală dacă ea a înțeles că practic acei șefi care au trimis-o să negocieze cu noi și ea s-a trezit înconjurată de cel puțin 8 părți subliminale, da? Și pusă într-o situație în care poate n-a mai fost, așa, deci vor să scoată castanele din foc cu mâinile ei, da? Și că logic vorbind, ar fi fost ca șefii ei să vină Da. aici în față să negocieze, nu s-o pună pe ea care pur și simplu e paznic. Deci au spus că îi dă posibilitatea să promoveze. Da. Dacă reușește, zic, deci o sarcină în plus, da? Și zic, uite, la noi, zic deasupra, pe Tera, așa, de unde viețuiește familia asta, a cărei problemă am venit să ajutăm să se rezolve, așa, de sus pe Tera, uite, sunt niște porcării sociale care se numesc orânduiri, da? Și zic, mai sunt niște porcării de împărțiri, anulez, că altfel nu se poate spune, și se numesc clase sociale, da? Și zic, jos la bază este biata lume care trage ca precum boul în jug anulez, altfel nu pot să spun, Ca să-și iar de da, câștige da iar, existența. iar ceilalți de sus stau pe tronuri, ei copiii și urmașii lor, și zic și Adună dau, roadele celor adună muncitori de aici roadele jos. și dau directive, da? Da. Așa. Și zic, tu ai fost vreodată în situația de a fi, deci la voi,
o rânduire a voastră reptiliană, zic, acolo de unde E vii, unde organic. proști. Zic, tot la fel este? Adică, zic, tu ca să promovezi, trebuie să faci o negociere, să faceți, dovedești ceva, ai nevoie să dovedești ceva cuiva și spune da. Și zicând, zic, asta știi ce spune? Zic, asta spune multe. Că și o rânduire a noastră socială este condusă tot de ai voștri. Da. Deși vezi, zic, prea puțin semănăm, da? Zic, suntem practic altă rasă, da? Altă rasă. Poate că există elemente comune, da? La noi. Că Da. s-a hibridat și s-a făcut ceea ce s-a făcut. Da. S-a modificat Creierul. matricea fizică originară, da? Așa, care ar fi trebuit să fie. Și zic, dar nu este curios, zic că uite și la noi la fel se face, da? Deci trimit pe unul unde e mai periculos să rezolve și ceilalți stau pe scaune, da, la camerele video și privesc cum își riscă la piele. Așa și ție, da. Zic, ție îți convine situația asta, zic tu înțelegi că ești o sclavă care păzește, zic, o chestie atât de importantă cum este un loc, Nodul ăsta, așa, locul ăsta. cu o anomalie, așa, zic, prin care voi puteți să circulați interdimensional, între densități, de fapt, mai degrabă decât Da, nu între dimensiuni. dimensiuni, da. Ce zice Cristina? Deci se gândește și nu spune tare, dar gândește că da, că Ah, așa e. că așa este, își dă seama, Da, da? da, da. Și zic, tu îți dai seama, zic, voi sunteți, zic, precum a fost comunismul în țara mea de unde provin, da? Adică hai cu toți la luptă, că nu știu ce, steagul sus și nu, așa, și clasa conducătoare rămâne clasa conducătoare cu toți fiii nepoții și strănepoții, rubedenile și așa mai departe, și prostimea se duce și își riscă pielea, da? Așa și voi sunteți chemați la luptă de nu știu când, așa zic, dar capetele rămân capete, da? Zic, este ciudat de asemănătoare, zic, istoria, da? Deci voi entitățile, zic, spuneți că multe cu care m-am întâlnit în sesiunile pe care le-am făcut, unii spun că sunt o rasă superioară și nu știu ce. Zic, dar este același lucru. Zic, și voi sunteți robi și ce este mai trist, că sunteți robii propriei rase, da? Și zic, uite, aș vrea, dacă tu ești curajoasă, să dai la semenii tăi, cei care muncesc ca și tine, sunt băgați prin să Informația asta. păzească așa soldații de rând, da? Informația asta. Și spune că de mult să murmure în legătură cu asta, da? Dar murmurile se înăbușesc și sunt decimați. Spune, Da, dar dacă ori dă acum dintr-o dată la toți și dintr-o dată pe neașteptate, să vedem ce se întâmplă. Poate să facă asta. Eleonora ne-a cerut imunitate energetică reptiliană. Da? Tu știi ce înseamnă asta? A? Înseamnă că... Înseamnă că își tai legăturile cu rasa ei. Da, Așa. da, Da, asta își leagă, înseamnă, deci da. își închide câmburile și își taie legăturile cu rasa ei și a spus să o învelesc cu ceva ca să nu poată circula informația de la ea la Adică știință. vrea să pape acum de la noi. Asta e o șmecherie, Nu! Cristina, Nu! nu? Nu, Eleonora! Nu? Nu! Gata, am pus-o într-un iglu gros. Bine, hai, fă Așa, ce și știi deci tu acolo. am setat să poate vorbi numai pe frecvența pe care o auzim noi. Spune că nu vrea să mai stea cu ei. Nu mai Și vrea. nici nu vrea să mai stea în robia asta. Atunci poate să meargă oricum în lumină, da? Îi dăm toată informația necesară și poate să aleagă să meargă în lumină. Da, mi-a spus, mi-a comunicat deja, dar n-am vrut să o spun tare pentru că vrea imunitate. Da, pleacă în lumină. Așa, că e mai bine oricum decât unde stă. Să știi că Mai bine oricum, sigur va fi mai bine. Un loc se va găsi în lumină pentru ea. Și-au încercat să o treagă, dar este prea târziu. Da. Da. Dar informația a dat-o la semeni? Da, a dat-o, da. Așa. Ce se întâmplă? Cum avem Este noi? mai a venit altceva aici, Da. așa, pentru că era, cum să spun, parcă
Parcă îmi părea rău să nu se ducă în lumină întâi. Da. Deci a venit altceva, este un bărbat reptilian. Deci a venit altul, Pare. Deci este vorba de paza acestei treceri, da? da? Da. Da, bun. Se numește Nahim. Nahim. Da, și este mai bătrân și mai mare în grad. Adică e Da, mai e. șef, da, ăsta vrea Da, să zic. cealaltă era mai tinerică. Ok, ăsta a venit șeful ăsta, A partea zis subliminală. cum îndrăznim să punem bariera energetică între Ei și ei și reprezentantul reprezentanți. lui. Și am spus că nu n-am îndrăznit și n-am pus nicio barieră energetică. În primul rând, băieții, aici unde ai venit, zic cioculețul mai mic, pentru că aici aveți părțile astea subliminale, trăiesc aici în casă și zic este teritoriul lor, da? Iar tu ai ieșit din vagona, din densitatea ta și ai venit aici să faci pe Gheorghe Draconule, știi, cu Da. noi. Și zic așa cum mai liniștit, mai micuț, așa mai blând la gură, așa ca să nu te duci forțat în lumină. Și zic, eu n-am făcut nicio construcție nicăieri. Că am dat coordonatele așa cum dați voi, zic, Altor rase. informații despre arme de ucidere în Da. masă și despre nu știu ce nenorocire, asta e altă treabă, da? Și pe voi nici istoria nu vă poate trage la răspundere, pentru că, practic, sunteți invizibili, nu sunteți, nu, nici suroi Ei născuta, fac nici gura. istoria, Cristina, dar se spală pe mâini, da? Da, și zic, am voie la cele ca mine, părți subliminale, nu vii tu să mă comanzi tu pe mine, ci informații dau, da? Deci nu-mi comanzi nici sfera energetică, nici conștiința. Și de conștiința mea nici nu te poți atinge, pentru că este de valoare mult prea înaltă ca să-ți bagi tu degețelele sau năsucul în ea, da? Ce zici? Iar legătura mea este foarte bună cu părțile, între părțile mele și zic, eu lucrez ca un tot unitar. Și în plus eu sunt conștientă și lipsită de frici. Așa. Ce zici? Spune că au mai existat ființe cu astfel de tupeu. Anulez dinainte și intențiile și ar tot și în niciun univers și niciun punct să nu se fixeze ca și creație, co-creație aceste cuvinte ale lui. Au mai fost ființe așa ca mine care au fost curajoase și au sfârșit prin a pleca bucăți din nivelul ăsta. Deci Așa. amenință, da? Da. Unei părți subliminale să-l blocheze, Cristina. Dacă m-a amenințat pe mine direct și eu pot să-l blochez. Așa, până la gât. Da, eu să știi că nu-l blochez, eu îl îmbrac. Bine, îl înfășez, feș. Nu, nu. Da. Deci, i-am făcut un costum salopietă, da? Cu Așa. totul, așa. Și în partea din spate, știi, are așa ca două ușițe de dulap, se deschid și se închid, înțelegi? Da. Dar poți să tragi și de ele și se dea ce are și peste cap. Numai la ochii se văd afară. Așa și deci când îl poți micșora Da. în felul ăsta, știi? Păi hai să trage un pic de șiret. Nu, șireturi, sușițe. Ușiți. Uneri. Mâneri. Cel mai micuț. Nu, l-am făcut mai slăbuț. Mai Ca și cum slăbuț. e, ca și cum este strâns în crinolină. Și cum strângeau șireturile de la Da. 1800, negresele prin Statele Unite, la corsaje, știi, în Da. filmele, are și cam așa ceva. Păi da, să-i spui să stea așa drept și tu tragi. Ca să-l aranjezi la corset, da? Așa. Așa, bun, stai așa cum mai are cum să spun, un cadou, un bonus, Da. îmbrăcămintea asta, îi dau berețica jos de pe cap, așa, și îl perii cam o perie așa mare, energetică, godoi, știi? Și se ia așa rândurile de piele. Da. N-are și cornițe, ceva, n-are nimic pe acolo, crestături. Are în Creast. triunghiuri pe toată coloana vertebrală. Așa, ce face reptilianul? Ce zice? Strigă lumeguș. Cum? Rumeguș! De ce? Nu Ce știu, înseamnă cred asta? că este un cuvânt de cod.
De cod al lor. Da, pentru că tranca am coborât o poartă energetică. Da. Înțelegi, ies? Haide să spun cum ies ei, cum vin, înțelegi? Și eu am lăsat deschis acolo pentru că ei trebuie să vină la negocieri, zic ei. Așa, și eu zic la nimiciri, știi? Fiecare cu părerea lui, în fine. Așa, deci vin printr-o chestie ca și cum ar fi o gură de peșteră sau un puț, dar răsucit, Da. așa, se vede un pic, Spiralat. da, spiralată, răsucit. Și moviu închis, așa, cu niște striații acolo. Așa. I-a zis, zic că aveți topogan acolo? Și zice că tu, păi, da, vrei să vii să te dai? Și zice, păi, stai așa, că vine mami. Știi că așa se spunea la doici cândva, știi, mami, la doicile din Statele Unite. Știi, Da, fetele da, care da. le creșteau, la dădacile lor, așa le spuneau mami. Zic, vine mami, adică eu sunt mamea lui, eu sunt dădaca, da? Și Da. mai trag de șiret, da? Pentru că i-am spus de câte ori o să... Și spune de ce, că de ce eu sunt rea cu el, așa, pentru că, deci, uite, mi-arată, îți las deschis să vezi că tot ceea ce ai fi putut tu spune, așa, deci eu am două, trei răspunsuri cu amenințări din partea lor ca program. Și am spus că, uite, n-aveai tu cum să știi ce pot eu spune. Zic, tu ai acces la câmpurile mele mentale? O și citești în capul meu și spune că nu, dar m-am bușit ca berbecul și tot n-a reușit. În porți, adică la marginea câmpurilor. S-am împins. Da. Și Așa. spune, da. Și spune, nu, nu înțeleg, spune. Da, este un cuvânt de cod, spune, da. Așa, și ce înseamnă? De ce l-a strigat și ce înseamnă? Rumeguș înseamnă că să vină cum ar veni, Ajutoare? da, ajutoare, dar mulți. Deci, soldați cu soldăței. Da, așa. Ce să facă? Să apere poarta? Ce vor să facă? Să-i vină lui în ajutor. Spune că, zic, eu nu vă înțeleg încăpățânarea, da? Zic, trăiți în timpul nostru, zic, trăiți în timpul în care trăiește această femeie cu familia ei, pe Terra, în Aici, pe timpul locul nostru. ăsta? Și spune, nu, noi nu trăim într-un timp anume. Vă zic că nu, voi trăiți printre, da? Și dacă nu trăiți în timpul ăsta, da? Și noi trăim aici, măcar lasă partea asta subliminală și familia ei în pace, da? Da. Deci șterge amprenta energetică a porții. Zice, da, dar noi ieșim și facem acțiuni prin... Ies să iasă Da. prin altă poartă, că sunt atâtea noduri, Hartman. La greu, da? Spune că este un punct foarte, înțelegi? Pentru că Este un punct fort. bazele, da, sunt în spate și la câteva, până în 20 de kilometri, spune, peste munți, în Da, munți, și jos. sunt noduri Harman, nodurile Harman, Hartman, Cristina, eu așa am învățat la, sunt la câțiva cenți, multe noduri Hartman. Nu e Da. așa unul cu aici și unul la 20 Nu, de deci este ca un cui kilometri. de șerpi, așa arată din afară, dar cu mai multe încălceli. Da. Dar nodul care este cum sub talpa casei, cum ar veni, este asta, de la care avem dispus așa ceva, Da. da? Așa, bun. Și zic, ștergeți amprenta energetică. Asta vrea partea subliminală. Zic, n-am venit să facem război, n-am venit să vă trimit semeni în lumină ce a vrut. Și uite, îi dau filmul, da? Da. Îi dau filmul de la, să-l vadă de la început, practic, da, informația, sub formă de film, să vadă că ea a cerut, da? Și zice, aha, că a cerut, că tu ai învățat-o. Da. Și A cerut. zic, tu crezi că dacă ai funcția mai înaltă, zic, ești mai breaz? Că ce ai breaz? Zic, la că știți voi, de la culoarea calului, da, mai deosebit, Da, așa. da, da. Și zice, adică ce vrei să spui, știi, se înfoaie în pene așa, am uitat să spun că are costum de general, așa, costum militar, știi, și Deci e general, da? E domnul. e cumva caragios că să
E strâns cu crinolină, cu Da, aia. asta, la, de la jumate în sus este uman. Da. De la jumate în jos are ca reptilianul. Adică cu picioarele Picioare scurte și scurte, lăsat groase, sus. sus, da, Da, și jos, așa, am înțeles. da Și așa îndoite la genunchi. da, și spune, după cum vezi, eu am o funcție mai înaltă, știi? Adică el pune poze cu cum arăta la început. Da, 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 da. Am o funcție mult mai înaltă, spune, față de cea dinainte care a plecat. Da, da, noi suntem, ne bucurăm pentru că poate să ia o decizie și să șteargă amprenta acestei. Nu, nimeni nu poate șterge amprenta asta decât elita lor. Am O înțeles. să spun de ce ei când au venit și au ocupat practic teritoriile astea, deci au făcut o hartă, da? Acolo, așa, în apropiere, sunt niște dispozitive care au creat în spațiul, locul și acel timp aceste anomalii, da? Mai târziu, deci anomalia energetică în sine s-a păstrat ca nod energetic, frecvențele n-au putut șterge acea anomalie, chiar dacă au trecut, să spunem, secole, și nodul a rămas acolo, practic, da? Dar ceea ce a făcut, ce a provocat nodul, și văd niște cristale foarte mari, dar sunt elipsoidale, dar elipsoide, lunguiețe, adică, Lunguiețe, da? dar sunt cu fațete, da? Sunt șlefuite, știi, și zgăurite înăuntru ca o mărgică, știi, au un tub, pentru că sunt niște fire, asta a provocat, da? Și sunt movalii la culoare. Da. Deci asta a provocat distorsiunile. Deci distorsiunea s-a produs și în momentul când aparatul care a provocat distorsiunea în sine, deci a început să lucre de sine independent, da? Așa, deci zic, deci suportul tehnic al acestei anomalii, zic, nu-l mai aveți. Zic, e bun de știut, da? Da. Și zic, părțile astea subliminale vor să trăiască în armonie, fără să fie influențate de densitatea voastră, da? Da. Deci n-am venit să pornim războaie, da? Și zic, tu crezi că dacă ai funcție mai mare o duci mai bine? Zic, ți-aduce aminte, ai făcut parte din familia regească, din elită, din așa, zic, dacă tu ești într-o luptă sau într-un accident omorât, zic, ai corp imediat, și spune, s-ar putea. Și zic, Dar nu e sigur. A câta serie de grad de la elită în jos ești, ca și formațiune militară? Spune, clasa 4. Și zic, deci de clasa 4, și zic, atât de înalt, și deci nu ai un corp imediat. Spune că corpurile nu mai sunt ca înainte, sunt ceva rar. Înțeles. Adică că... Și Și zic, cum atunci adică? și le păstrează pentru ei, conducătorii, Dar da? atâta faceți rasa umană, zic, le călăriți femeile prin vise și faceți să facă copii, și zic, corpurile sunt rare, de ce sunt rare? Zic, nu cumva, zic, a voștri de sus să-și facă o colecție de corpuri numai pentru ei, dacă moare unul e altul și așa mai departe. Și zic, vezi că și tu până la urmă, cu toată funcția ta înaltă, tot sclav ești. Și Și o să vezi, ajungă tot o memorie extraterestră după da, viața asta, da? printr-un creier uman, și zic, mai mult decât atât, tu ești un sclav de grad mai mare. Deci sclavia ta în sine are un grad mai... Păi cum așa spune, am mai multă libertate. Și zic, eu în ce constă libertate? Că ție, practic, zic, lua ăla de jos, de la rândul, clasa 24, zic, îi tremură mai puțin chiloții pe el, dacă are. Așa, decât ție care Că ești chimerie. libertatea lui e plină de responsabilități, da? Da. Și, oricum, Cristina, cu cine, ce trebuie să facem ca să ajungem la un rezultat aici? Deci, până la urmă, acești reptilieni, de ce mai stau pe aici? Ce treabă mai au ei cu dimensiunea 3 când nu mai au fost scoși de aici? De ce mai influențează? Pentru că îi lasă cei care ne conduc să influențeze, n-ai Da. înțeles ce tot spunei, da? Pentru că ei țin O contra. lucrurile astea rele care se întâmplă aici sub cupola Matrix-ului la oaltă împreună cu alte rase, da? Da.
Și Problema dacă... este că noi nu, uite, de familia asta, cum ai spus-o nu știu câta oară, vrea să stea liniștită. Deci nu îi vrem în, și cred că nimeni din populația Aterei nu-i vor pe acești reptilieni în, să influențeze. Nu. Ei, mult mai puțin, adică, decât cei care Da. nu-i vor. Cau Da. și... Deci, practic, te râși, grăbiș, obligat, forțat, trebuie să restrângă acțiunea energetic și să nu mai încerce nicio conexiune, pentru că, uite, familia asta aici de față nu este de acord, da? Și Și sunt am adus-o în proprietarii de față pe drept toți. în 3D, da? Da. Al acestui loc. Asta să nu mai spunem, pentru că nimeni nu este proprietar pe nimic, chiar dacă actele omenești o spun. Păi pe Da? parcursul acestei vieți, în acest corp fizic, asta zic. Dacă ești proprietar, de ce plătești impozit? Cui? Bine, asta la stat, dar vreau să zic că îți dă un formal, cum o fi, ai un drept acolo, că ești proprietar. Știi? Adică nu o să Deci... vină vecinul să facă ordine în curtea aia, atâta timp cât ei stau acolo. Asta vreau să zic. Cei din 3D. Bun, aici se iscă Da. o întreagă discuție, Așa da? văd, da, așa Deci, văd. așa vezi, practic nimic nu este al nimănui, da? Da, Am nu mai este. discutat de... Da, da, Dar da. atât este spațiu energetic al acestei familii. Așa spunem, nu mai apelăm la tribunalele omenești, că tribunalele omenești sunt între legi, interregis, da? Da. Și regii sunt tocmai cei care au trimis de au făcut în dimensiunea asta gaură de ieșit. Așa că nu o să scos la capăt pe calea asta, da? Aha, bine. Ceea ce trebuie să... Deci noi nu apărăm dreptul, uzufructul terestru aici, pentru că suntem un astral. Nu Da, suntem da, da. bați, nu suntem notari, nu suntem nimic, da? Dar noi învățăm partea subliminală să invoce dreptul divin de a fi stăpân pe sfera energetică și pe câmpurile energetice, da? Și deci locul ăsta, practic, le aparține lor ca sediu, da? Ca Da. sediu temporar energetic atât timp cât vor ocupa aceste corpuri, da? Fizici, Deci da. este un areal energetic pe care îl închid aceste corpuri, da? Așa, prin uzufruct terestru, și asta este altceva. Noi discutăm cu niște ființe Da, energetice, da, da. care însă aceste ființe energetice pot influența starea tabulară terestră a acestui loc. Vezi? Deci este o diferență. Pe când noi invers nu putem, pentru că sunt limitările sociale în care trăim. Da? Așa. Deci, ca urmare, asta poate să invoce. De? Deci, uzufructul energetic al acestui areal, da? Da. Ștergerea amprentei energetice de către ele, da? Părțile subliminale spun că nu interesează unde mută granița atâta timp cât nu mută, de exemplu, la rudele imediat apropiate, ca să lezeze și să se întoarcă împotriva lor, Da. recreând egregor, da? Pentru că prima intenție asta a fost, da? Ah. Așa. Deci rezolvau problema. Da. Și spune, nu mai veniți, nu mai găuriți printre densități ca să veniți aici. Deci se pot muta foarte bine cu o densitate mai sus. Că nu mai ies în locul care trebuie, știi? Atunci găsiți altă gaură de ieșit în timpul și spațiul ăsta și basta. Dar m-a interesat ce fac, Cristina, de ce ies, să facă ce? Să influențeze, să umble cu tine în spinare, anulez, de exemplu, da? Deci este în legătură. Pe acolo ies, se duc, mă, noi ne încărcăm la sursa mamă divină, că suntem făcuți din ea, Da, ei plăsați, n-au, da. dar ei n-au, da? Deci ei se duc, îi reștanțează, îi recalibrează, îi Auzi, așa. Cris, de asta au sânge rece reptilele pe Terra? Deci că nu au parte sufletească? De asta, adică se zice, au sânge, nu se zice, au sângele rece, trebuie să încălzească la soare. Da. Da. Alea sunt animale, nu Sunt animale. Dar zic, au vreo legătură? au un fel de legătură, Asta da. întreb eu, dacă e o Da. legătură între reptilele terestre cu sânge rece ca și Așa. animal Așa. și
aceste reptile energetice. Cromozomul uman are legătură cu banana. A? Suntem foarte asemănători cu bananele. Și noi suntem oameni și ele sunt banane, da? Ok. Deci, cum să spun, secvențele de ADN, cromozomi, ceea ce avem noi în ADN, ceea ce este ciupit, ceea ce este adăugat, ceea ce este șuntat, practic, ne fac să fim ca și specii, cum să spun, o melodie cu N variațiuni pe aceeași temă, da? Numai că la unele specii este ceva conectat în plus, da? Și asta este molecula care leagă sufletul de corp, da? În care Da. la care, deci, posibilitatea asta foarte, foarte rar, numai la anumite plante se poate întâmpla, la anumite manifestări în vegetal și se poate manifesta și la câteva în plan animal, da? Da. Și astea pot reprezenta, de exemplu, experiențele cuiva, da? Deci o esență poate să vină și să facă, practic, direct experimente sub formă vegetală și animală, trecând prin niște densități prin care nu poate fi depistat așa de ușor, da? În schimb, peligula de deasupra, practic, esenței colective a unui câmp, să spunem de greu, da? Odată studiat de paznicii Matrix-ului și vede anomalii. Anomaliile sunt întotdeauna cu bleu sau cu galben. Și este prezența energiei sufletești. Da. Și dacă acolo înțelegi în anomalii, deci ei cercetează cum cercetează continuu, scanează, da? Continuu, la NASA, pe monitoare, știi? Și deci dacă văd acele bule, știi, prezența acelor bule, poate fi neobservată, așa, sau se poate depista, da? Asta este semn că acolo este o ființă cu, suflet. Noi spunem, cu rațiune, suflet. Da, un suflet, da? Dacă Și ei trec la atac, dacă, da? dacă nu este o ființă vie care se află în lanul de Da. greu, să spunem, care stă sub rădăcini și doarme că l-a găsit amiază acolo, atunci înseamnă că este prezent dispersată, înțelegi? De exemplu, un suflet s-ar putea, nu se duce într-un singur fir de greu. Da. Se duce mai multe, Da, care au da, da. Un hibrid genetic comun, înțelegi? Da. Se împrăște între ele. Da. Și atunci pot ataca fulgerător și prinde esența aia, sau esența, dacă înțelege atacul, poate pleca și fugi, dar dacă nimerește gaura Da. și știe programul, știi? Așa. Deci eram cu reptilică ăsta în corset, Cristina, și îi spuneam că să și trebuia să-și mute ieșirea, da? Și să nu fie pe teritoriul rudelor. Să nu ducă că e câmp mai încolo, să o mutem pe câmp. Nu, nici măcar, că și câmpul ăla folosește cuiva, Da, da? Atunci unde? Să se mute unde nu-i lume, acolo să se ducă. Da. Unde nu-i chiar nimeni, în cremene. Da. Pe ea să-și mute anomalia. Nu se poate, că munții nu dau voie. În munții e zonă înaltă, tu știi de ce sunt blocanți de... Vezi că au două roluri, da? Da. De ce bazele sunt mai mult sub munți? Eh. Întrebare, întrebare. De ce? Nu știu. Nu Pot vine fi în cap acum. depistate mai greu. Da? Depistate de către cine? Că oamenii oricum nu le depistă. Serios? De ce? Eu ca și conștiință, dacă A, așa... bine, așa. Deci nu Dar mă pot oamenii înălța să normal mă uit, vorbesc. să Da, da. localizez? Dar oamenii normal vorbesc, marea majoritate. Și oamenii normal cu aparate, da? Păi... Ai văzut ce ravagii face câteodată un telefon cu Google Earth?
Da. Descoperă ce trebuia descoperi, da? Bine, acum cu, da, cu tehnica adusă de ei. Da, bine, cu tehnica eu am ceva cu AI, cu știi AI care avea Google gratis, știi, pe ea. Tehnologia aia am ceva, mă. Auzi, Cristina, dar de ce l-ai lasă? Și oamenii pot să-i depisteze și de cine să mai feresc să nu-i depisteze? De alte rase cu care mai sunt ei Bineînțeles, în și de alte conflicte, rase. nu? Da. Și de aia și-au făcut în submunți bazele. Marea majoritate au și sub mări și sub Au, da, au. știu că au și submări. Câte am vizitat și am stricat și am pocnit și am distrus și am și fabrici de clone și. Da. Nu mai spune. De ce, daci, crezi Lua că nu? asta. Crezi că nu Să se audă. știe? Da. A? Așa, și-a mutat, a găsit un loc Ce propice. este a savoalat, a dispărut. Ce? A Nu. plecat, da, cu a plecat cu tot cu Reptilianul? proiecția, da, cu tot cu proiecția nodului, cu tot, deci nu mai este, s-a Aha, închis, da? ok. Ceea ce trebuie să facă aceste părți subliminale, da, este să se alinieze frumos, așa, și 1, 2, 3 și începem, da? Da. Să dăm afară toate energiile nebenefice din corpul emoțional. Acum și definitiv, toate nodurile, toate rădăcinile. Jos la picioare, scurs tot, da? Da. Să dea afară din sfera lor energetică, așa și din corpul fizic și toate corpurile subtile, orice ființă cu viață împreună cu implanturile ce îi aparțin dacă există. Să vină în fața lor toate clonele, eterice și fizice. La toate părțile astea subliminale, da? Da. Toate entitățile în partea stângă, toate implanturile în partea dreaptă, în mijloc clonele, vraf, grămadă. Da. Așa. Ce a Și venit? să știi că este numai un ajutor draconian pe Vasile. Da. Da, adică un fel de elemental al Aha. draconienilor, știi? Pe Vasile, atât. Deci, practic, elementalul nu are spirit, dar Da. este ca o păpușă zombie care este dirijată de o entitate Entitate. de bază care îl manevrează această creație a lui, practic, ca să nu intre el acolo pentru că s-a mai pișcat și altă dată. Cum ar veni, da? Bun, așa. Implanturi nu avem. Da. O, cum să spun, un fel de plasă fină pe care o aruncase elementalul atât, dar nu musai pe cap în lipită la Vasile. Da. Așa. Bun. Toate să fie arse pe loc, inclusiv elementalul care nu are viață, da? Să iasă afară din corpul fizic și toate corpurile subtile, da? Toți nanoroboții, nanotransmițătorii, unitățile de spionaj și de control, împreună cu toate programele pe care le formează, accesează și determină aceste ființe bionice. Se iasă afară toate ființele fără viață, da? Androizi, cyborgi, copii și oglindire ale lor, dacă sunt în sferele lor și legate de aceste ființe. Să știi că sunt o mare de nanoroboți. N-ai văzut? Deci inspiră, prin inspirație, prin respirație, Da, se da. prin mâncare, prin obiecte, prin ceea ce mergi unde atingi. Totul se curăță acum. Bun, acum să strângă din locurile unde sunt fiecare, da? Fiecare din casa în care locuiește, toate energiile nebenefice. Te peperesc, toți egregorii să iardă, totul, totul și din prejun toată sfera energetică, curățenie generală. Să fie toate puse grămadă, facem un foc de tabără pe cinste aici. În mijloc, așa. Să elimine toate aceste părți subliminale, toate programele autodestructive, toate programele care îi fac
se abate de la forma originară de la intenția originară de încarnare, da? Să taie legăturile, deci, care fac să iasă din matricea originală. Să elimine toate condurile de întuneric. Totul, acum. Totul se topește pe loc acum. Să elimine din corpurile fizice, da? Și în proiecția lor din astral, să elimine toată semnătura energetică a programelor cu COVID-ul, anulez, cu 5G-ul, da? Cu inhalarea substanțelor toxice, din mâncare, apă, aer, sol, din orice. Totul se strânge iarăși, vârtej și se topește acum, da? Să se uite la ei și în împrejurul lor, să depisteze cel mai înalt punct de lumină dinăuntru lor și să se umfle dinăuntru în afară, da? Conectându-se cu cea mai înaltă formă a Sinele. fiecărui da, sinelui divin, da? Fac. Da? Sunt dispuși într-un fel de cerc. Da. Toți și fac lucrurile Și astea, da? deci toți colaborează. Da. Pentru că Acum sunt curățați, da? când au ajuns la forma asta, unii sunt mai sus, unii sunt mai... Cel mai sus este Crăciun. Din toți, el este cel mai sus. Înțelegi? Așa, în fine. Acum să meargă în canalul de abundență benefică fiecare dintre ei. Da. Așa, și să-și aducă de acolo ce trebuie. Fericire, prosperitate, sănătate, pace, armonie, iubire, ce doresc. Tot depozitul minunat, așa este acolo, în cascada fiecăruia. Bun. Acum au revenit să se uite fiecare la programul lui de ieșire din Matrix, da? Da, Dacă și să trebuie și-l adăugit, activeze. așa, Cred sunt că nu activate. n-au avut puse. Ba da. Yes, au avut? Ori le-a Le-a pus pus, da, da? flori. Ori... Ok, să-l activeze, să și-l lustruiască, să-l vadă dacă e în stare de funcționare. Da. Glumesc. Că doar nu e un obiect în program. Acum să refacă legăturile dintre ei pe baza energiei înalte din care au venit. Știi ce frumoase sunt cordoanele de la între ei acum? Sunt complet făcute din... Deci mijlocul este alb, atât de frumos, curat și orbitor, și în rest sunt punctulețe, punctulețe aurii. Ei, să știi lor că sora ta, deci, când a făcut curat în casă, da? Deci a scos o eșarfă grena ca un batic, așa, și cu Da. niște chestii negre, ori frunze, ori dunguțe, așa, și l-a bușit tot atât de pământ și a zis că e de la soacra ei și are ceva, semnătură nebenefică, Malefic. negativ, malefică, da? Deci a bușit baticul de pământ. Așa. Da, bun. Așa. Ok. Gata. Am terminat, da? Cristin. Nu mai avem ce să facem. Noi le mulțumim tuturor acestor părți subliminale și ne despărțim părțile eterice. Da. Fiecare să-și curețe partea eterică și apoi îi invităm să alunece ușor în corpurile fizice, fiecare în corpul lui. Da. Și acum să curăț.